Nici bine nu a început anul 2020 că reprezentanții Partidului Național Liberal Săcele au planuri mari pentru locuitorii municipiului. Mai exact, aceștia doresc inițierea unor proiecte de hotărâre privind constatarea și sancționarea contravenților la transportul public local de persoane din municipiul Săcele, în sensul acordării de facilități pe mijloacele de transport public local de călători pentru categoria de pensionari din sistemul asigurărilor sociale de stat. Mai exact, consilierii PNL Săcele cer ca biletele de călătorie pentru vârstnici în municipiu să fie la preț redus, suplimentar față de cele gratuite deja acordate. După modelul altor orașe, am propus bilete la tarif redus cu 50% pentru pensionari. Acestea vor putea fi achiziționate tot de la caseriile servicii săcelene și, bineînțeles, cei care le folosesc vor trebui să facă dovada în momentul controlului că au calitatea de pensionar. De asemenea, se dorește facilitarea accesului la gratuitate pentru persoanele cu handicap grav, însoțitorii și asistenții personali profesioniști ai acestora. Considerăm că în momentul de față este un pic cam dificil pentru persoane cu dizabilități ca lunar să se prezinte la caseria operatorului de transport public și să-și ridice de acolo abonamentul. Legea permite ca ei să poată călători doar pe baza legitimației de persoană cu handicap și în sensul acesta am inițiat un proiect de hotărâre. O altă inițiativă a reprezentanților PNL Săcele își propune să rezolve situația spațiului școlar de la școala gimnazială numărul 5 din Gârcini, unde locul este insuficient raportat la numărul elevilor existenți. Noi ne propunem să venim cu o soluție alternativă, de compromis, dar o soluție pe care o folosesc și alte entități școlare din România, cum ar fi chiar niște colegii de renume din București. Este vorba de achiziționarea de containere care să formeze săli de clase, containere care pot fi amplasate fără probleme în curtea școlii gimnaziale numărul 5, unde există spațiu suficient. Costurile acestor containere clase sunt cuprinse între 7.000 și 10.000 de euro, cu tot cu montare. Acestea vor fi branșate la căldură, curent și apă.